Salutare și bun venit la un nou episod de Clash Royale. În episodul de azi vom juca meciuri în arena și vom încerca să ajungem în Master 1. Vedem că mai avem nevoie de o singură victorie și vom reuși să intrăm în următoarea ligă. Până atunci, hai să începem cu chesturile. Avem aici două silver chest, care le deschidem chiar acum. Și vom deschide și acest Mega Lightning chest, dar până atunci, haideți să dăm drumul la primul meci. O să jucăm un meci, bineînțeles, de 1v1, ca să obținem trofeele necesare. Și haideți să vedem ce oponent avem, cu ce oponent avem de-a face. Trimitem arcașele. Ok, o să dau aici o rachetă pe acea muschetiră. Trimite acolo Flying Machine și nu prea avem counter pentru ea. Spun totuși, spun Valkyra aici. Și Hog-ul, da, târziu l-am pus. Dăm un Eros pe trupe, spun arcașele, da, și luăm un hit și de la Electro. Hai să vedem cum se descurcă arcașele acolo. Am primit un log și nu reușim să ajungem la turn deloc, spunem aici Tesla. Ei, scăpăm de Flying Machine, dar am impresia că avem un deficit de elixir. Așa că o să așteptăm să avem elixirul pe full și vom încerca un nou push. Să pregătim deja mini P.K.A. Sau nu. Ok, punem Valkyra din spate. Spune și mini P.K.A. Sper doar să nu aibă lining sau rachetă. Ei, dăm aici o rachetă, perfect, îi prindem două trupe periculoase. Și hai să vedem acest atac. Mă aștept să pună gărzile acolo, da, și nu reușim al doilea hit cu mini pe care, din păcate. Dar oricum, reușim să intrăm în avantaj. Să ne pregătim de defense. Trimitem Valkyra pentru început. O să punem și mini P.K.A. Și pregătim o rachetă. Sau poate că nu. Punem aici arcașele și ar trebui să mai reușim ceva damage acolo pe turn. Doar un singur hit reușește Hog-ul. Okay, punem o Valkyra. Punem aici Tesla. Da, și rămânem într-un avantaj destul de consistent. 800 de hit points diferență. Dar trebuie să așteptăm. Bun, trimitem mini P.K.A. Să trimitem și Hog-ul ca să putem pune Valkyra aici. Tesla, bineînțeles. Bun, nu reușește să ajungă pe tur. Din păcate, Hog-ul nostru. Spunem impact aici, perfect. Și rămân o singură arcașă în viață. Dar trimitem Hog-ul. Și cu un freeze ar trebui să reușim câteva hituri. Un singur și rachetă și avem ținem victoria. Da, victorie care ne duce în în Master 1, dacă nu mă înșel. Bun, hai să dăm drumul la acest chest. Da, reușim să intrăm în Master 1 și haideți acum să deschidem, de fapt nu, hai să mai dăm un match la War. Avem și aici un chest de rank 2, pentru că am ajuns pe poziția a doua în această săptămână
Și hai să vedem, avem 3990 de gold. Avem wildcard comune, avem Royal Hogs, Electro Giants și din fericire avem și o legendară. Știți că pentru chesturile de level 2 sunt o șansă din două, adică ai 50% șanse să găsești o legendară. Bun. Da, și a început deja săptămâna a doua și o să dăm și un duel în în acest war. Bun, avem un oponent Furia Royal 2 și o să luăm deck-ul nostru clasic pentru primul match. Și haideți să vedem. Începem cu Tesla în centru. Primitem și Valkyra. Da, și se pare că avem o victorie gratuită. Luăm următorul deck. Și trimitem o... Da, nici nu contează din moment ce nu... ce nu joacă. Trimitem Royal Recruții. Flying Machine în spate. Mai trimitem și Darth Gablinul și ar trebui să rezolve rapid și acest al doilea meci. Bun, am obținut două victorii, dar a fost... E preparation day astăzi și din cauza asta nu joacă cum trebuie adversarii. Bun. Ok. Haideți să deschidem acum și chestul acesta. Mega Lightning chestul. O să folosim un key chest și să vedem ce găsim în acest chest. 8586 de gold. Avem 32 de wildcard-uri epice, avem Giant Snowball, Fire Spirits, Barbarian, Elixir Collector, Mini P.E.K.K.A. 123 de bucăți și o legendară, hai să vedem, sper să fie un Lumberjack. Avem Royal Ghost acolo, încercăm totuși să găsim un Lumberjack. Fisherman, Electro, Bandita, Electro Dragon, Mother Witch și ultima șansă, Mega Knight-ul. Da, nu prindem Lumberjack-ul, din păcate. Și deja am strâns 100.000 de gold, ceea ce înseamnă că putem să maxăm o nouă carte. Nu o să putem maxa mini P.E.K.K.A.-ul pentru că mai avem nevoie de foarte multe cărți și noi avem doar 114, așa că vom merge pe o legendară și că tot pomeneam de Lumberjack, am putea să-l maxăm și va fi prima legendară maxată la level 14, da, după noul update, și vom folosi din nou wildcard-uri, avem 20 din 20. Și o să-l upgradăm la level 14. Ba mai mult decât atât, o să-l introducem în deck, în locul mini P.E.K.K.A.-ului. Și astfel avem deck-ul maxat, în sfârșit, după aproape o lună de la update. Da, reușim să maxăm cele 8 cărți din deck.
Bun, hai să mai continuăm cu un match de triple elixir. Un 2v2. Pare, sperăm să reușim și aici în victoria. Să avem un episod cu 4 victorii. Bun, avem un oponent. Avem și cu echipier. Și haideți să-i dăm, drumul. Începem cu arcașele din spate. Ei, pregătim aici Tesla. Sau de ce nu, să dăm o rachetă pe cel Knight aici. Punem Tesla aici. Dat acolo un clonă. Trimitem Lumberjack-ul pe partea dreaptă, pe partea stângă. Dăm și un Eros aici. Akira din nou. Da, scăpăm foarte bine din acest atac. Marcașele și o să dăm un freeze, nu prea e necesar aici. Ok. Lumberjack-ul se duce pe Neros, care mergea un pic mai în stânga. Fost bine. Să prindem și turnul. Prindem aici arcașele. Și încercăm un nou atac pe stânga cu Lumberjack și Hog. Logo? De ce n-a dat logo? Nu înțeleg. Ah, ne grăbim aici. Nu cred că merită racheta momentan. Să punem arcașele. Să punem aici Valkyra. Trimitem și fogul și punem aici un Lumberjack. Să-l las pe el să dea. Perfect. Punem Tesla. Punem și arcașele. Trimitem aici Hog-ul și ar trebui să-i doborâm turnul din stânga. Punem Tesla. Trimitem nou arcașele și mai sunt 10 secunde din acest match. N-ar trebui să ne facem probleme. Punem aici Hog-ul, punem și Lumberjack-ul, da, și obținem cea de-a 4-a victorie din acest episod. Victorie cu care o să încheiem episodul. Avem un silver chest aici plus ceva gold. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!